Bun găsit tuturor, vă spune Raluca Matescu, gazda emisiunii Poftă Bună, dar și colega mea, Mona Dumbravă. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Raluca, bun găsit tuturor! Stimați spectatori, astăzi vom găti ceva special, ceva ce n-am prea făcut în ultima perioadă. Cel puțin încercăm să fim mereu originale și să aveți rețete foarte diverse. Spune tu, Mona, mai exact ce ai pregătit. Da, pregătim un meniu format din chiftele de năut. N-am mai făcut de mult. Chiar n-am făcut împreună cu tine chiftele de năut. Chiftele de năut, nu. N-am făcut împreună. Și să vedem. Și? Sote de fasole verde. Așa. Și asortăm cu o salată de ardecop cu conopidă de murată. La treabă, toată lumea. Punem postăile. La treabă. Ne ocupăm de prima rețetă. Ați observat că astăzi nu avem desert, dar nu întotdeauna avem desert și noi pe mesele noastre. Așa că astăzi am decis fără desert. E o rețetă pentru o cină, în care nu trebuie să mâncăm prea mult și nici mult dulce. Adică e bine să mâncăm un fruct ceva eventual, așa încât... Și fructele seara nu ne lasă să dormim, că... Depinde la ce oră ne culcăm. Și la ce oră ne culcăm. Și e bine să păstrăm 4 ore de... 4 ore fără mâncare înainte de somn sau 2, cât erau, Mona? 4. 4. Ideal este 4. Acum cel limit așa ar fi 2. Cu indulgență 2. Cu indulgență, da. Acum cinele sunt bogate întotdeauna. Deși nu ar trebui așa. Micul dejun ar trebui să fie regesc. A încăput tot? Punem păstăile, da. Punem păstăi, avem fasole verde congelată. Da. Și o punem la fiert. Am pus deja apa să clocotească. Acum o lăsăm să... Din momentul în care clocotește, cam 20 de minute, așa. Nu foarte mult. Ca să se mențină și vitaminele din... Da, să nu-și piardă nici culoarea și să nu... și nici forma, pentru că se... Se sformă. Bun. Așa, și mai departe. Ne apucăm de chiftele și pentru asta nu începem cu năutul. A, nu? Începem cu ceapa. Asta o fi ceapa. Ultimul ingredient. Veșnica. Stătea ascuns aici după ardei, n-am avut de unde să știu. Da. S-a găsit un loc foarte bun acolo, cam greu de... Unde nu-i place să taie ceapa. Dar mie? Face, da. Da. Am ținut minte asta. Nu-mi place să, pentru că nu vreau să plângi. Dau apă la șoricei. Dar să sperăm că de data aceasta va fi o ceapă cu minte și mă va lăsa în pace. O tăiem ceva mai mărunțel, nu foarte mare, pentru că nu vrem să iasă în evidență la chiftele. Și bănuiesc că vrei să o călești mai mult în ulei decât cu apă, să capete un gust. Și în ulei, dar și cu apă, n-o să las să se prăjească. Nici nu e sănătos să prăjim doar în ulei. La început o lăsăm în ulei, primele minute, și apoi adăugăm puțină apă. Tigaia pe foc. Ulei de măsline. Ulei de măsline. De câte ori avem ocazia, e bine să-l folosim, pentru că este cel mai bun. Dar nu ulei de măsline extra virgin, ci ulei de măsline pentru prăjit din turte de măsline. Deloc cu minte ceapa. Hai, atunci dau eu unia ca să-ți revii. Da? Da. Între timp ne ocupăm de năut. Fierbe ușor năutul, adică ușor. Un bob buc, Lucaș tocmai a fugit acolo. Da, a scăpat și el cu viață. Știi că urmează o strâmtorare. Te referai că fierbe mai ușor decât soia, de fierbe exemplu, mai ușor decât soia, da. Fierbe cam... poate să fierbe chiar o oră dacă e proaspăt.
Adică, greu de spus cât timp, trebuie doar gustat. Și în momentul în care devine moale și ușor de strivit, uite, ca exemplu. Vezi? Da, dacă îl strivești în degete, este moale. Și ușor de... De fapt, îl simți și când îl guști. Nu vreau să-l dau prin robot pentru că se face mult prea mărunțel. Deci nu vrei o pastă, că facem astăzi chifteluțe. Da. Ai reușit? Da. Toate boabele pacient au murit? Da, le-am Bun. Strivit. Se pune și verdeață, nu? Sigur, punem și verdeață. A, de fapt, ne trebuie verdeață și pentru păstăi, pentru fasole verde? Da, dar verdeață diferită. La chiftele punem pătrunjel, la fasole verde punem doar mărar. Da. Și mai avem nevoie de încă ceva. În această ceapă care se călește, da, spre final vom adăuga țelină rasă. Ca să-i dea așa un gust mai aparte. Pe cea mică, da. O să pui în tigaie? Da, o pun la călit la, în ultimele minute cu ceapa. Păi dacă e rasă așa de fin, se va face imediat. Da, tocmai de asta. Pun apă în ceapă, că deja, da, pune adică nu ține apă. Cont de mine, dacă pune trebuie. Pune puțin apă, sigur. Așa. Frumos arată, zici că e cașcaval ras, pregătit pentru o pizza. Să vedem. Să vedem ce fac păstăile. Să dă focul mai mare. Încă nu fierbe apa acolo. Nu fierbe pentru că au fost înghețate și s-a răcit apa destul de ușor. E bine să facem din când în când rețete diverse și mai ales să folosim tot felul de ingrediente pe care nu le-am mai mâncat, să zicem, în săptămâna precedentă. Dacă folosim năutul, trebuie să știm și ce beneficii are. Este o sursă bună de fibre, acid folic, mangan, proteine, minerale, cum ar fi fierul, magneziul, cuprul, zincul. Fibrele din năut ajută la diminuarea colesterolului din sânge. Și studiile au demonstrat că năutul poate avea efecte benefice în corectarea excesului de colesterol sau lipide din sânge și prevenirea diabetului, de altfel. Consumul de năut poate reduce riscurile bolilor coronariene și este folosit cu succes și în curele de slăbire. Este un aliment cu o cantitate redusă de grăsimi și conținut ridicat de fibre. Așa că putem să folosim și ca ingredient pentru slăbit. Am mai pus apă, dar oricum va trebui să punem apă că absoarbe țelina din lichid. Să punem aici. Să schimb puțin tigaia pe focul mai mic. Mai mare. Mai mic. Tigaia pe focul mai mic, da. Da. Și o să lăsăm să fiarbă mai repede păstăile pe... Este aproape gata, s-a înmuiat și țelina. Trebuie să dăm mereu în ea? Da, nu vreau să se ardă, pentru că nu vreau să pun nici apă multă și vreau să scadă apa care este acolo și din... Și vreau să se călească... Cu ardeiul ăsta rusu nu faci nimic? Îl vom folosi drept decor. Ardeiul, da? Ardeiul copt va fi la salată, ardeiul roșu va fi și salata verde va fi decorul la... Cina de astăzi. Toate s-a gândit, Mona, la toate termini. Ei, puțin așa, puțină culoare.
Așa. Sare nu pui acolo sau pui aici în compoziție? Nu, o să pun. Putem pune și aici. Uite, punem, dar nu acolo, da, punem în vegetă. Dacă ai venit pe el aici, punem aici, în tot. Că oricum o să trebuiască să punem în tot. E mai ușor de amestecat compoziția aici, da, decât să punem o linguriță de vege natura sau vegeta sau amestec uscat de legume. Pardon, scuză-mă, am vrut să-ți iau... Am vrut să văd cum, e, cât e, cum este la mână, cât la de mână, moale. Da. S-a înmuiat și ceapa și împreună cu țelina. E mai ușor de amestecat aici. Da. Bun. Adăugăm peste năult. Poți să iei lingura așa. Vino cu aromele aici. Așa. Și dacă să bagi mâna aici, trebuie să aștept să se răcească puțin. Da, o să se răcească. Mai avem de adăugat... Dacă e înăutul rece, da. E înăutul rece, da. Se face o compoziție da. Caldă și nu fierbinte. Adăugăm pătrunjelul. Vrei să treci tu? Nu. Dacă vrei să amesteci, să vedem. Am aici cam o legătură și jumătate de pătrunjel. Depinde și de cât de mare este legătura. Cred că merge tot pătrunjelul fără probleme. Da, vrei să fie mai colorat așa, nu? Da. Mai... Și dă și gust bun. Cred că o să guști, nu? Pungi. Să vedem câtă sare aici pune. Da. Mai este nevoie dacă este amestecul. Am incorporat bine, bine, bine. Foarte bine. Stai că mai avem de incorporat ceva. Hop. Cât ai pus? Două linguri atât? Două. Stai că n-am terminat. Am vrut să culeg de pe margine. Da. Ia să vedem. Ovăzul ăsta trebuie să se mai umfle cu ceva, nu? Mai pune puțin apă. Un lichid care nu vreau să facem prea păstos, știi? Deci nu trebuie să amestecăm foarte viguros. Așa că da. nu te ambala. Arunca prea tare la amestecat, așa. Picicolea. Ia. Hai să văd eu așteptam ce consistență are. S-a luat o piatră de pe inimă. Da, e ok. E în asta... regulă. Da, potrivim de sare. Văd. Deci nu mai punem ovăz, nu? Mai trebuie puțină sare. Da? Mai trebuie. Aduc tava. Tava, da. Cu foaie de copt. Cu hârtie de copt. Iar îți trebuie ulei pe mână. Da, te rog. Nu ești tu ajutorul meu prețios? Ulei de măsline, hai. Ulei de măsline? Vreau să le fac micuțe ca să se poată coace bine. Așa arată chifteluțele, le băgăm la cuptor. Cât timp le ții? Sau le ținem? Le ținem la un foc potrivit, cam la 150 de grade, 20 de minute. Pe o parte, apoi le întoarcem. Și altă, pe da. Cealaltă tot 20, da? Da. Chiftelele noastre au ca ingrediente năut, țelină, fulgi de ovăz, ceapă, ulei, puțină vege natura, pătrunjel și sare. Continuăm rețeta noastră. Da. Sote de fasole verde, de păstăi. Fasole verde, păstăi. Vrei să le strecori aici? Da.
Succes! Mulțumesc! Succes! Dă-te la o parte, doar lângă mine. Să nu te... Să nu... Hai, pe locuri! Fiți gata! Start! Păi, cam gata. Ai reușit! Ei, puțin am reușit să ne frigem. Puțin pe lângă, da. Faci ceva cu zeama asta de la fasole, nu? Nu. Putem să facem, dacă vrem, o ciorbă, să zicem, dar deocamdată nu este în planul nostru. Ulei de măsline, că tot suntem la capitolul ulei de măsline. O să pun mai generos așa. Uleiul nu o să lăs foarte mult. N-am pus decât un pic așa. O să adaug aici puțină... în apă, apa a avut sare. Da. La fierbere. Dar o să mai adaug puțin. Poate vege natura. Da, și un pic de amestec de legume merge. Mulțumesc pentru sugestie. E, cred că aveai și tu un plan. Puțin așa, cât să-i dea un pic de gust. Nu foarte mult. Bun. Eu mă uit așa ce e pe masă și încep să deduc usturoi. La sfârșit. La sfârșit. Radem puțin usturoi deasupra. Adică mai lăsăm așa puțin. Pregătim, aici începem să pregătim salata cu care vom asorta acest preparat. De... Și pentru asta ne trebuie o... Să tăcăm ceva? Da. Conopida, să mă rulțin, dar conopida cred că o lași buchețele. Conopida, da, rupem puțin mai mici buchețele. O să toc... Pot să mă ocup eu de această operație? Da, te rog, dacă îți face plăcere. O să tai ardeiul... Așa e bine, mărimea asta? Da, poți să o lași chiar și mai mare. Nu e... Este și un puțin taș. Ardeiul copt vreau să-l tai fâșii. Nu foarte lungi. Acum murături se găsesc în fiecare casă, așa că imediat putem încropi această salată. Da. Fasole verde găsim la... Sau putem găsi în frigiderele noastre, că știi că dacă suntem gospodine, da, punem de toate. Da, și avem un congelator pe măsură. Putem să ne punem rezerve pentru iarnă. Trebuie să dau un... Să mai amestec eu puțin. Ce mai pui aici? Ulei și atât. A, e doar amestecul acesta. Da. Un gen de amestec de... De murături, numai că tu îi dai un aspect, doar asta e... murat folosim conopida, iar ardeiul copt putem să-l folosim fără să fie murat, ardei copt pur și simplu. Sau, dacă vrem, ardei, poate să fie și ardeiul murat, ardei în oțet. Ardei copt în oțet. Depinde cum dorim. Când îl iei așa de la murat,
Îl mănânci așa, dar tu îi și dai o formă așa tăiată, bulețe de aia. Fâșii, da, mai mult sau mai puțin, fâșii, da. Un fel de fâșii mai dreptunghiulare, așa. Tu să nu sunt nici cu bulețe, nu sunt nici... Te chinui să faci fâșii. Și eu vin și zărăm toată frumusețea de fâșiuțe, zic că ai făcut bulețe. Mai vii în urma mea să faci ceva? Sau... Ia uite-te în bol. Ți-e teamă? Știi ce? Vreau să scăpăm puțin de codițele astea prea lungi. Cele care au codiță prea lungă nu sunt așa de estetice, așa că mai scurtează-le puțin. Așa, ca să nu spui că nu-ți dau nimic de făcut. Dar n-am zis și asta. Nu ești un ajutor. Și ca să nu spui că nu ești un ajutor prețios. Să nu chiar vezi ești. Că fac lucrurile de două ori. Nu. E bine, fai de două ori. Să nu mai amestești, te rog. Nu mai amesteca. Pentru că deja s-au înmuiat și mai trebuie să amestecăm și cu usturoiul și atunci... Își pierde forma săraca păstaie. Da. Să știți că păstăile conțin multe vitamine. Foarte multă vitamina C, vitamine din grupul B. Și un lucru important, fibre pentru colon. Uh-huh. Știi tu mai bine. Da. Că te ocupi cu lucruri în acestea. Nu, eu mă ocup doar cu studierea celulelor la microscop. Atât. Da, dar sunt lucruri pe care le știi mai bine decât noi. Ce mai conține fasolea verde, în speță păstăile? Aici includem fasolea verde, fasolea galbenă, acid folic, vitamina E. Cum spunea Mona, sunt bogate în fibre solubile, fiind de aceea utile în tratarea constipației și a indigestiilor, ajută la eliminarea excesului de colesterol din sânge. Combinația de celuloză, acid folic, magneziu și potasiu reduce riscul de stop cardiac. Păstăile trebuie să facă parte din meniul unui regim dietetic. În comparație cu fasolea uscată, păstăile conțin mai puțin amidon, sunt mai ușor digerabile și au mai puține calorii. 100 de grame de păstăi au circa 24 de kilocalorii. Da, sunt foarte bune la curele de slăbire. Da. Dar nu cu ulei prea mult. Așa ceva. Nu cu ulei prea mult. Peste tot scrie cum să slăbești, cum să slăbești. Mai greu, am încercat să caut odată pe internet ceva rețete pentru îngrășare, știi? Uh-huh. Să te îngrași, să te îngrași cumva și sănătos, că na, nu vrei să pui pe tine kilograme. Tocmai vreau să spun cum te poți îngrășa simplu, fără probleme. Mănânci pâine și dulciuri, mănânci mai mult după ora 6. Pe ce vrei să mă îmbolnăvesc? Păi nu, să-ți ai aduc zis analize, o rețetă să te uiți în microscop. Ai spus o rețetă de îngrășat, după aceea ai precizat sănătos. Așa da, că... chiar poți să te îngrași mâncând sănătos? Poți să te îngrași, sigur, pentru că dacă mănânci mult și dacă faci combinații de alimente sau fructe care conțin multe glucide, sigur că poți să te îngrași. De exemplu, bananele. Nu sunt recomandate în cura de slăbire pentru că sunt dulci. Gata? Că este momentul, da, gata, prima parte, este momentul să întoarcem chifteluțele. Ah, da. Ce bine că ți-ai amintit. Da, s-au rumenit puțin. Da, s-au rumenit și deasupra. Da, dar... prefer să le mai întorc puțin. Să dăm focul mai puternic la 200 și pentru le lăsăm mai puțin. Și le lăsăm mai puțin. Da. Între timp să terminăm salata de caut un recipient? Un recipient? Nu, va rămâne în același recipient. Nu, mă gândeam la fasole, da. Da, puțin ulei de floarea soarelui de data asta.
mi-a mai scapat și mie câte o conopidă. Mai măricică așa, dar se vede foarte bine. Sare? Nu. Ba da, punem puțină sare. Câta? Puțină. Așa, jumătate de linguriță presare, așa cam peste tot. O să mai amestec eu, dar și pe aici. S-a prins ceva. Gata. Mai? Nu mai. Suficient. Nu trebuie să amestecăm prea mult pentru că riscăm să pierdem forma ingredientelor. Aici punem fasole. Și chifteluțele într-o margine. Fasolea într-o margine și chifteluțele în cealaltă. 3 în 1. Astăzi am făcut ceva 3 în 1. Rețete. Vreau să apăs prea tare că se zdrobește. Cred că voi folosi o furculiță ca să le aranjez mai bine. Da. Când pui frunzulița de salată și cu... Acum. Pe chifteluțele le vom pune pe frunzuliță. Să mai putem pune deasupra puțin puțin mărar. Și imediat aici pregătim un mic patul pentru pentru chiftele. Așa. Așa și ceva roșu. Să văd ce idei îți vin de decor. Ei, nu, e ceva nemaipomenit, niște feliuțe de ardei roșu. Se schimbe puțin aspectul. Da, 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 că sunt multe nuanțe de verde în farfuria noastră. Ai observat? Da. Așa. Putem să facem așa, o floricică, de exemplu. Mai retușează, da, da, da. 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 Mai retușăm un pic. Să intervii natură, tu. Așa. Și putem să mai punem ceva. Un colțișor este cu floare, un colțișor este cu format din cubulețe. Da. De exemplu. O idee. Da, o idee. Putem avea și alte frumoasă. Idei. Ce frumos arată pătrățelele astea. De fapt, ideile uneori vin pe moment. Mâncarea ne inspiră. Da, trebuie să fim creativi, mai ales la capitolul ornat. Și când ți-e foame, ce te mai inspiră? Atunci faci cele mai bune lucruri. Bun, bravo. Așteptăm chifteluțele. A, nu vor. Nu se lasă scoase. Le conving eu până la urmă. Haideți afară că vă așteptăm. Gata? Da. Frumoșele sunt.
Trei acolo, trei acolo. Nu, nu, ah, mai multe. Mai multe. Au loc. Să vin mai aproape. Să focusez bine. Așa. Se usucă puțin la suprafață pentru că năutul este așa mai absorbe uleiul foarte ușor și oricât ulei am pune. Strângeți rândurile. Mai aveți prățiori aici. Foarte frumos. Au mai rămas două stinghiere, trei de fapt, dar nicio problemă vor că, fi, că vor avea unde să ajungă. Nu sunt stinghiere deloc, ba deloc. Mai degrabă când vezi un platou așa bine aranjat, parcă ți-e jenă să-l strici și te gândești, mamă, să rămână acolo două, trei chifteluțe pe lângă să poți să mănânc. Avem așa, sote de fasole verde. Simplu de tot, simplu. Ca bună ziua. Ia spune, cât fasole fiartă, fasole congelată, păstăi, fiartă. Cu un pic de sare în apă? Da, sare sau vege natura, amestec de legume ce avem. Uh-huh. Apoi călită puțin în ulei, ulei de măsline și adăugat spre sfârșit usturoi ras și mărar. Corect. Chifteluțe de năut, dintr-o compoziție simplă, năut cu fulgi de ovăz, ceapa călită. Cu țelină rasă. Adăugăm țelină rasă la ceapă, da, pentru a-i da un pic de gust mai special. Pătrunjel și vege natura, dacă avem. Iar lângă și mai departe, o salată simplă, practic, ardei copt amestecat cu conopidă murată. Da. Un pic de ulei și sare, suficient. Și cina este gata. Nu vă uitați, cei care ați deschis televizoarele mai târziu, nu vă uitați după desert, pentru că astăzi mâncăm o cină ușoară, să dormim liniștiți. Așa că poate data viitoare sau dacă nu, peste câteva emisiuni, vedem noi ce surprize mă mai pregătim și data viitoare, așa că vă așteptăm cu drag. Suntem Raluca Matescu și Mona Dumbrava, toate cele bune! La revedere!